Vâlcenii au participat în număr mare sâmbătă aceasta la procesiunea cu icoana Maicii Domnului Paramitia de la Mănăstirea Blănoiu. Icoana este o replică după originalul grecesc și a fost donată mănăstirii. Icoana a fost purtată în procesiune, după care așezată în Biserica Așezământului Monahal și sfințită de Arhiepiscopul Râmnicului, înalt preasfințitul Părinte Varsanufie. Icoana Maicii Domnului numită Paramitia, adică mângâietoarea sau ocrotitoarea, este făcătoare de minuni și se păstrează la Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos.